Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Ovidiu Blag și alături de mine, așa cum a fost și ieri, domnul Dumitru Hărădău, pe care îl salut. Bună ziua! Bună ziua! Stă să înceapă o partidă din turul secund al Banca Transilvania Trophy 2013. Este un turneu futures de 15.000 de dolari, un turneu de succes organizat aici la Winners Tennis Club și din fericire încă sunt și reprezentanții României în turneu. Noi sperăm ca acest lucru să se întâmple până spre fazele finale. Vorbim despre acestea ceva mai târziu. Spre bucuria noastră avem un reprezentant al gazdelor chiar, pentru că în teren este de o parte a fileului Patrick Ciorcilă, un tânăr care va împlini în septembrie 17 ani, un tânăr aflat pe locul 771 ATP, de partea cealaltă a fileului Claudio Fortuna, un jucător italian în vârstă de 23 de ani. Dumneavoastră îl aveți în imagine acum pe Patrick Ciorcilă. Patrick Ciorcilă a trecut ieri în turul secund, a fost o victorie interesantă în sensul în care ea a fost obținută mai ușor decât s-ar fi așteptat lumea. Ciorcilă a trecut ieri de Vlad Victor Cornea din Sibiu cu un dublu 6-2. De partea cealaltă, italianul Claudio Fortuna l-a învins pe un alt crujan. Claudio Fortuna, fac mențiunea, este favorit 7 al acestui turneu. 6-4, 6-1 a câștigat ieri Fortuna în fața lui Ciprian Porumb Junior. Într-un minut va începe această partidă. Vă spun doar că în scaun este un tânăr arbitru, Dorin Ursu din Brașov. O să revin asupra datelor sale. Profităm de acest minut ca să-l întreb pe Dumitru Hărădău cum vede desfășurarea de forțe de astăzi. I-am văzut puțin la încălzire. Pe italian nu-l cunosc, sigur are 23 de ani, e clasat în jur de 600. Normal, cred eu că Patrick are prima șansă și normal ar fi să câștige meciul, dar dacă nu-l câștigă, cu siguranță nu-l va câștiga italianul și se va înfrânge Patrick pe el însuși. Ca o recomandare în ceea ce privește jocul lui Fortuna, din datele pe care le-am putut culege și din spațiul electronic, dar și din mărturiile altor jucători, acest Claudio Fortuna, apropo, însemnând probabil noroc, sperăm noi ca în această zi să aibă noroc românul. E un jucător în vârstă de 23 de ani, așa cum spunea domnul Hărădău, 637 ATP, deci în proximitatea locului 600. A jucat 11 turnee futures în acest an, a bifat 9 victorii, dar și 11 înfrângeri, iar în cariera sa de jucător profesionist are o balanță îndreptată mai mult înspre înfrângeri. Are 72 de înfrângeri și 43 de victorii, dar acest lucru nu poate să ne liniștească pe de-a întregul, pentru că la ultimele două futures-uri la care a participat, Claudio Fortuna a făcut semifinale. Nu, pe mine mă interesează meciul de astăzi. Eu l-am urmărit pe Patrick în turneul de la Arad, l-am văzut aici, l-am văzut și la București și îl urmăresc cu atenție pentru că are un talent foarte mare. Astăzi îl întâlnește pe italian și dificultatea principală ar fi că italianul este stângaci și e greu ca să joci tactic împotriva unui stângaci pentru că ești obișnuit să-ți faci o tactică împotriva jucătorilor dreptaci. Atunci, sigur, trebuie să văd cum reușește să facă lucrul ăsta Patrick. Sunt convins că nu ar avea o problemă din punctul acesta de vedere. Dar sigur că Patrick este un jucător în formare și sunt curios ca să văd și astăzi cum reușește să joace și cum își folosește armele pe care le are, arme deosebite. Suntem curioși cu toții să vedem această partidă și să sperăm și pentru plăcerea dumneavoastră că vom asista la o partidă agreabilă, așa cum a fost și cea de ieri. Servește italianul Claudio Fortuna. Mm.
primul punct 0-15. A lui Ciorcilă, 0-15. Un prim punct, iată că a verificat și Fortuna, o minge care a fost la limită acolo, aproape de fundul terenului, dar semnul acesta clar, ștergerea urmei, confirmă faptul că a fost în teren, nu mai are dubii nici italianul care servește la 0-15. Call. Se va repeta primul serviciu net. Italianul trece la conducere 30-15. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe www.winners-tennis.ro, secțiunea live score, dar și pe secțiunea live streaming. Toate meciurile de pe terenul 1 pot fi urmărite pe parcursul unei zile pe această opțiune. Ne întoarcem la joc, 30-15 pentru italian care servește cu serviciul al doilea. O dublă greșeală și 30 egal. Acum pentru italian. Sunt sigur că domnul Hărădău așteaptă să se termine primul game ca să facă primele opțiuni. Nu-l cunosc pe italian și sunt foarte curios să văd. Out. Măricel și italianul își face serviciul, trece la conducere. 1-0 așadar pentru jucătorul italian. Dați-mi voie să vi-l prezint pe arbitru înainte de toate, pentru că ne-am făcut un obicei, am avut arbitri foarte buni, reputați. La fel de bun probabil va ajunge și tânărul Dorin Ursu din Brașov, un arbitru tânăr pe care dumneavoastră l-aveți în imaginile oferite de colegii mei, un arbitru ITF Level 1, arbitru internațional așadar, care a fost la prezent la linie, la turnee ATP de la Roma, dar și la BRD Năstase Țiriac Trophy, în Cupa Davis chiar aici la Cluj, la meciurile România-Finlanda și România-Danemarca, dar și la challenge-uri la Brașov și San Marino. Servește Ciorcilă, care a condus 1-0 în primul set. Out. 15-0. A rupt rutina italianul cu această scurtă. Într-adevăr, dacă domnul Hărădău încă nu spune nimic, înseamnă că încă nu poate desluși ce fel de tactic adoptă italianul. Eu încerc să compensez. A inventat ceva italianul după un schimb de mingi. Nu, tari. La 23 de ani italianul sigur că este un jucător experimentat. Check out.
Da, deci după referințele pe care le-am luat inclusiv de la jucători italieni, cred că fără să vrea mi-au deconspirat acest lucru, e un jucător care ține raliuri foarte lungi, acest italian. Mingea precedentă mi-a adus aminte de această idee pentru că a dovedit că una din armele sale, deși neexcelând cu prin procedeu, poate să fie aceasta, faptul că preferă raliurile lungi. Așa cum a jucat italianul până acum, din punct de vedere tactic, știe să-și valorifice foarte bine jocul. E un jucător mic, un jucător foarte rapid, un jucător de la care pleacă mingea foarte bine pe reverul cu două mâini. Cu forehand-ul nu pleacă mingea așa de bine, cel puțin asta este impresia mea. Folosește mult efect. Dar este un jucător foarte tenace, un jucător care încearcă să se concentreze la fiecare punct, știe că are în față un tânăr pe care îl așteaptă să greșească foarte mult. Game Churchill, care pare să-și fi regăsit echilibru, din acest punct de vedere seamănă începutul de partidă cu cel de ieri, când Sibianul a reușit să-și facă serviciul, după care pare din câte mi-amintesc, să se fi prins Ciorcilă ce are de făcut. Din acest 1-1, vă las pe dumneavoastră să dă. Patrick a jucat foarte bine și a câștigat serviciul, dar a jucat foarte bine, a condus jocul. A transmis că e încrezător în forțele lui și că este hotărât să câștige meciul. A început și primul game foarte bine, primul punct, l-a jucat spectaculos, dar după aceea a avut fluctuații de concentrare. Și acum a greșit primul punct, dar îl văd că este foarte motivat, foarte încrezător în forțele lui și cu siguranță va fi un meci interesant de urmărit. Aici eșuată această încercare de dreaptă inversă, dacă nu cumva a ratat lovitura complet. Oricum e 15 egal. Italianul este un jucător foarte rapid, dar din punctul acesta de vedere îl depășește. Patrick are o viteză cel puțin în plus. Spectaculos. Am văzut și ieri lovituri de felul acesta. Un retur câștigător. Nu e ușor ca să reușești asemenea lovituri. Trebuie să ai calități deosebite să fii în stare să faci un asemenea retur câștigător. Preocupat și italianul să joace pe fundul terenului, văd această preocupare și dă seama că aici poate deranja mai în profunzimea terenului, pentru că altfel Patrick are timp să accelereze. 30 egal. Și o bună oportunitate pentru italian de a-și valorifica avantajul serviciului 40-30. Thank you.
și game. De data aceasta fileul n-a fost cu Patrick. Fortuna conduce cu 2-1, timp suficient pentru mine să încerc să creionez date personale ale celor doi jucători. Probabil pentru asta o să am nevoie doar de două schimburi de teren și încep cu Patrick Ciorcilă, jucătorul celor de la Winners Tennis Club, care a început să strângă puncte ATP în mai 2012, acum aproximativ un an, prin primul fiind obținut chiar acasă la Cluj, pe zgura de aici, de la Winners Tennis Club, în cadrul turneului Futures Banca Transilvania Open. Apoi au urmat participări în țară, la Sibiu, Iași, București, Pitești și Mediaș. De aici încă 8 puncte ATP apărute pentru Patrick. Apoi Patrick Ciorcilă a ales India, un moment foarte important în cariera sa, pentru că de aici s-a întors cu alte 9 puncte. A participat la turneele ATP BRD Năstase Țiriac Trophy în calificări, unde l-a întâlnit pe Sergei Stakovski, fost număr 31 mondial. Patrick a pierdut în două seturi, 3-6, 5-7. Apoi au urmat participări la turnee Futures la Cluj, la București. Patrick a trecut de fiecare dată câte un punct, câte un tur. Apoi ultimul turneu a fost Challengerul de la Arad, unde a pierdut în primul tur cu Marius Copil. Probabil știți istoria. Patrick a pierdut, dar urmarea unui abandon din cauza unor probleme respiratorii, la scorul 4-6, 4-3, adică luase o serioasă opțiune Patrick, dar asta a fost situația. Ne întrerupem ca să vedem jocul cu Patrick la serviciu. E condus 2-1 în acest prim set. Și acum și în game-ul 4-0-15 conduce italianul. Da, italianul are un revers foarte, foarte bun, pe care îl lovește foarte bine și îl și plasează foarte bine. Patrick, așa cum observ până acum, are dificultăți pentru că nu știe cum să construiască jocul, pentru că italianul este stângaci. Acum pentru Patrick. Foarte bine accelerează loviturile Patrick. Are nevoie de serviciul acesta ca să echilibreze jocul. El fiind foarte tânăr, are nevoie de știu eu, game-ul acesta ca să capete încredere pentru a reuși ca să-și pună în valoare talentul pe care îl are. 30 egal. Parcă ieri se desprinsese în ceea ce privește conducerea jocului. De data aceasta, orică se amână acest moment, orică e în căutarea lui Ciorcilă. Și acum o situație nemai întâlnită, aceea a posibilității realizării unui break. E prima oportunitate pentru cei doi jucători. Ea aparține italianului. 30-40. Out primul serviciu. Mm.
din fericire pentru Clujan și pentru economia acestui prim set. Mingea aceasta de break e salvată de Patrick, e din nou egalitate 40. Schimba ceva la serviciu, nu? Nu mai dă tare, încearcă să-l scoată din teren, încearcă ceva. Nu, nu e arma lui principală serviciu la Patrick, nu, serviciu nu este o armă foarte bine pusă la punct la ora aceasta. Dar este important să-și câștige game-ul de serviciu. Și părea o excentricitate, a fost până la urmă cea mai sigură rezolvare această scurtă și se întâmplă cum ați prevăzut, își face serviciu 2-2. Italianul este un jucător foarte dificil, un jucător foarte rapid, un jucător cu experiență, un jucător care știe să joace tactic foarte bine, un jucător care, știind că are un junior de fapt în față, joacă foarte concentrat și îl așteaptă pe Patrick să greșească. Da, asta a fost o minge foarte reușită. Scurta lui Patrick părea că e una eșuată, dar a lovit exact banda. Italianul a fost surprins, da. și n-a știut, nu s-a așteptat, n-a anticipat. Patrick l-a pasat, normal pasează în cross de acolo, dar el l-a pasat în lung de linie, a câștigat punctul. Italianul este sub puțină presiune acum. Da, e 0-15. Alex. 15 egal. 15 egal. Felicitino. Ceea ce nu știe însă poate italianul, și asta e bine, e că lui Patrick îi plac astfel de schimburi, raliurile lungi. Poate că mizează italianul pe faptul că în lipsa unei experiențe de concurs, cu cât ține mingea mai mult, cu atât avantajul ar putea trece de partea lui, dar din câte îl cunosc pe Patrick, preferă astfel de dispute să-și macine adversarul. E la Indigo trasă această fază și din nou judecat bine. Foarte frumos joacă Patrick. Italianul e foarte, foarte dificil, foarte dificil. Lovește mingea și pe o parte și pe alta cu foarte bine, foarte bine, foarte dificil. Viteza mingii este foarte mare. Nu e ușor deloc de jucat împotriva lui. Asta chiar e o situație în premieră. Două șanse de break n-au mai fost, nici de o parte, nici de cealaltă. Să vedem. Italianul își face jocul, riscă, lovește mingea, încearcă
să conducă jocul. Nu reușește, de fapt. Patrick a jucat peste el ca viteză. Și primul break. A, nu. Stați că mai am acolo, am spus câteva lucruri despre puncte ca să vă las să faceți considerațiile. Patrick Ciorcilă, pentru că tot vorbeam de puncte, e pe locul 773 înaintea acestui turneu, acum cred că e 771 chiar. Are 21 de puncte ATP înaintea turneului, deja a făcut primul punct trecând în turul secund, iar o victorie azi i-ar putea aduce alte două puncte suplimentare, deci ar ajunge la cota 24. Haideți să comentați această întorsătură a jocului, pentru că el părea unul în care fiecare își va face serviciul la nesfârșit. Nu, nu, acum după 5 game-uri am văzut mai bine ce s-a întâmplat. Italianul nu a acceptat ca să nu conducă jocul. A încercat de la început să lovească foarte puternic mingea și pe o parte și pe alta. Din punct de vedere tactic a jucat bine, dar și-a dat seama că în față, deși are un junior, este foarte greu ca să conducă jocul, pentru că Patrick i-a răspuns la fel de rapid înapoi, cu lovituri care de fapt au contraatacat viteza pe care a vrut să o impună italianul. Și în situația de 2-2, când a văzut că există un echilibru, a apărut starea de nervozitate, a forțat peste ceea ce poate el să facă și de aici asigur că a riscat și a greșit și au ajuns în situația în care Patrick conduce cu 3-2. Servește și conduce și în acest game cu 15-0. Asta mă și întrebam dacă acest avantaj va putea să fie mărit, pentru că poate a simțit și o relaxare făcându-i break-ul, dar se pare, după cum servește, că e hotărât să-și facă serviciul. Are 15-0. Faptul că a făcut break, Patrick acum dintr-o dată a devenit mai încrezător, e mai liniștit acum, dintr-o dată e mai lucid. Își dă seama că dacă reușește să-și impună jocul, are șanse ca să câștige împotriva italianului. Ei nu au mai jucat, probabil, împreună și acum deja a înțeles exact cum stau lucrurile. Nu e o problemă că a făcut o dublă greșeală acum. Italianul a simțit cât de rapid lovește Patrick, a văzut cât de greu e să joci împotriva lui Patrick, chiar dacă este un junior, și în continuare are probleme și la felul în care lovește mingea și la încredere și la concentrare. E a doua dublă, pentru că ați vorbit de încredere, văd că așteaptă semne de la antrenorul său atunci când greșește sau confirmări atunci când câștigă puncte. E o chimie între cei doi, e Bogdan Nițescu chiar aici în primul rând cu șepcuță roșie, lângă fotbalistul Maftei pe care îl văd aproape de antrenorul clujean. 30 egal. Fantastic cum a lovit mingea. Italianul i-a ridicat mingea ca să îi creeze dificultăți lui Patrick. Nu a făcut față schimbului. A simțit că lovește prea rapid pentru el și a ridicat mingea aceea, dar Patrick la 30 egal, la un punct foarte important, reușește să câștige cu forehandul invers, cu o lovitură formidabilă. Da. 4-2 și l-am auzit întrebând înspre antrenorul lui ce să fac cu serva. Nu s-a întâmplat lucrul acesta ieri. Acum avem imagini, scuzați-mă că vă întrerup, e în Bogdan Nițescu cu șepcuță și Maftai de la Am realizat și eu încă din game-ul 2 s-a uitat înspre antrenorul lui. Ieri nu s-a uitat niciodată pentru că jocul funcționa perfect, n-a simțit nicio dificultate.
De data asta s-a uitat și acum, sigur, chiar a încercat să află de la antrenorul lui, i-a cerut părerea. Alternanța asta e bună, Patrick nu prea face alternanța asta cu scurt, joacă o chestiune de rigoare, dar probabil încearcă să schimbe și să pună presiune. Da, da, sigur, și face foarte bine acest lucru. Conduce. Până la urmă, important că cu două duble a reușit să-și facă totuși serviciu. Da, și am văzut jucători mari, am văzut și pe McEnroe și pe, și pe Boris Becker, care au dat trei duble greșeli una după alta, au acceptat situația, au continuat jocul și au și câștigat punctul, că poți să dai la un moment dat trei greșeli una după alta și după aceea să câștigi 5 puncte și ai câștigat game-ul. Totul e să accepti. Patrick a făcut două duble greșeli una după alta, dar... Italia nu doar una. Da. Dar ceea ce a făcut foarte bine Patrick a fost că a acceptat situația, s-a concentrat și a reușit să-și câștige serviciul. 15-30. Dacă e să vorbim despre presiunea, aceasta încă apasă pe italian. Care începe și cu greșelile neforțate. Fiti 15-40, iarăși are ciorcile două mingi de break. A ajuns la această minge, dar cred că a fost mai preocupat de asta în loc de... Italianul a pus foarte bine scurta, Patrick a anticipat târziu și cred că trebuie să-și îmbunătățească și deplasarea în față. Rămâne o minge de break pentru Ciorcina. Foarte bun serviciul italianului și cu toate acestea Patrick reușește să facă break. Și nu poți să fii un mare campion dacă nu faci mingi speciale. Și dacă stau să mă gândesc, în cele 7 game-uri până acum am văzut cel puțin 4 mingi speciale. A intuit mingea aceasta, Patrick a rămas în, pe loc oarecum. Și deși era o minge pe care italianul putea să o finalizeze și a și jucat ca lumea, dar faptul că a anticipat Patrick mingea a fost acolo și a fost în stare după aceea să facă un passing shot formidabil. Două meciuri mai stau să se încheie, acesta la care suntem martori, Patrick Ciorcilă, Claudio Fortuna, dar și Rui Machado, favoritul 2, cu Bogdan Ionuț Apostol. Vă spuneam, Rui Machado, favoritul 2, probabil cel mai titrat jucător care a ajuns vreodată la Cluj în istoria recentă, desigur. Fost loc 59 ATP, jucător care a evoluat la, la toate cele 4 turnee de Grand Slam, la două dintre ele chiar de câte două ori. Astfel încât avem aici, iată, la acest Futures, conjunctural poate, pentru că în acest moment e 400 în lume lui Machado, dar conjunctural spun pentru că s-a accidentat între timp și a întrerupt activitatea, dar avem un jucător care a simțit ce înseamnă tenisul mare. Acum văd că i-a și început partida, e pe terenul 3, pe terenul 2 e un dublu între, contând pentru semifinale, între 4 jucători români, dar am să revin. Servește Ciorcilă la 5-2 pentru el în primul set. 15-0 și în acest game. 15-0. Am urmărit și ieri și astăzi mai multe meciuri și am văzut 4-5 jucători foarte valoroși în circuit. Foarte, foarte valoroși. Da, e probabil vorba și de Guillermo Olaso, favoritul unu printre ei, spaniol de loc 256, dar și de Maxim Chazal, finalistul din luna mai de la Futures-ul de 10.000. Maxim Chazal, care
deși a câștigat mereu la limită printre aceste meciuri, chiar și împotriva unui clujan, Andraș Sechei. Apoi l-a învins pe Dima Dragoș astăzi cu 4-6, 6-3, 6-4, dar francezul, având și o galerie de studenți francezi, ați văzut astăzi, domnule Verădău, încurajat de pe margine, reușește iarăși să facă sferturi aici. E un lucru interesant. Da, un jucător, un jucător foarte valoros. Am văzut și un jucător din Moldova foarte, foarte, Dubarenco, foarte bun. Da, Dubarenco, cu care a făcut dublu, Patrick. Și francezul și jucătorul din Moldova au posibilități foarte mari de progres. Dubarenco e favorit, 3, e și el în sferturi după ce a trecut de un italian, de Ghedin. 30-15 aici pentru Patrick. Ar fi fost ratată scurta oricum și dacă intra, e prea înaltă, e a doua scurtă de acest cer. Cred că trebuie să mai antreneze. 30 egal. E oarecum sub povara acestei posibilități de a tranșa rapid setul. Out cu primul. A dat de unde pleacă. Asta e lovitură de jucător, nu? Contrapie perfect. Da. 40-30. Italianul este disperat, deja nu găsește nicio soluție împotriva lui Patrick. Eu intuiam treaba aceasta de la început, după ce l-am văzut pe Patrick în, la Arad, la București, la aici ieri. Este greu ca cineva să joace cu viteza pe care o are Patrick. Asta înseamnă că e greu pentru cineva ca să conducă jocul atunci când joacă împotriva lui. Ceea ce se mai poate întâmpla și astăzi, nu cred, ar fi ca Patrick să se bată singur, să greșească foarte mult. O secundă, să anunțăm că aceasta a fost istoria primului set 6-2, dar să reiterez rugămintea ca dumneavoastră să trageți concluziile după acest prim set, până când se fac preparativele pentru startul celui de-al doilea. Da, da, așa cum spuneam, am urmărit cu atenție. Italianul este un jucător experimentat, un jucător dificil, un jucător care are o viteză bună, lovește foarte bine și cu reverul, foarte bine și cu lovitura de dreapta, este stângaci, este incomod de jucat împotriva lui. Este un jucător tenace, un jucător care încearcă să conducă jocul. A făcut lucrul acesta de la începutul setului. A sperat că o să conducă. Până la 2-2 jocul a fost echilibrat. A simțit mereu că ar fi greu ca să joace cu o viteză peste Patrick. Și la 2-2 a început să apară o stare de nervozitate și de acolo, într-adevăr, forțând, Patrick a reușit să facă break-ul și după aceea destul de ușor să ajungă în situația ca primul set să-l câștige destul de ușor. În afară de faptul că i-am văzut și astăzi calitățile deosebite pe care le are, nu pot să spun că Patrick a jucat foarte bine astăzi. Bun, meciul rămâne interesant. Italianul, având 23 de ani, sigur că analizează
foarte bine ce s-a întâmplat în primul set. Cu siguranță o să încerce un jucător normal după ce își pierde primul set, mai ales pierzându-l așa de ușor, o să încerce în setul următor să schimbe jocul. Acum, cât o să reușească italianul să schimbe jocul, nu știu, pentru că mereu va fi condus de Patrick. Patrick cu siguranță va conduce în continuare jocul. Bun, dacă Patrick va greși mai mult, atunci asigur că jocul se echilibrează. Da, o să îi rog să facă mici eforturi colegii mei să ne mutăm pe terenul celălalt până se fac preparative aici, dacă prindem până acolo. E o partidă interesantă contând pentru semifinalele turneului Banca Transilvania Trophy 2013, de data aceasta la dublu și nu de alta, dar acolo sunt angrenați încă doi jucători care reprezintă unul dintre ei Clujul, Andraș Sechei, celălalt chiar clubul Winners Tennis Club, e vorba despre Patrick Grigoriu. Ei sunt îmbrăcați în culori închise pe micile dumneavoastră ecrane. Ei joacă împotriva unui cuplu format din Vlad Victor Cornea și Tudor Cristian Șulea. În acest moment suntem în setul 2 acolo, bineînțeles că noi fiind departe nu o să putem să vă dăm detalii, dar vroiam să punctez acest lucru, faptul că iată în semifinalele turneului se întâlnesc două echipe de români. În cealaltă semifinală, care este programată tot în cursul zilei de astăzi, se vor întâlni două cupluri din străinătate, e vorba de Laurent și Vierin, primul din Franța, al doilea din Italia, împotriva unui cuplu spaniol, Boluda Purkis și Sanjurjo, dar vă atrag atenția, dacă aveți timp și plăcere să urmăriți finala, dacă cum va ajunge acest Boluda în finală, e unul dintre cei mai promițători, jucători promițători ai lumii, era comparat în timpul junioratului cu Federer. Dar ne întoarcem cu setul secund aici pe arenele de la Winners Tennis Club. Patrick Ciorcil a câștigat primul set 6-2 și așa cum spunea Dumitru Hărădău, e interesant de văzut cum va reacționa sau dacă va mai putea reacționa italianul la acest joc care devine unul de mare regularitate al românului. Italianul nu găsește nicio soluție, e disperat, nu înțelege, nu se aștepta ca să ajungă în situația aceasta. E un jucător rapid care, în general, conduce jocul. De data aceasta, nici cum nu reușește să facă acest lucru. Și starea de nervozitate încă continuă. E interesant de urmărit. Îl urmăresc cu foarte mare atenție pe Patrick și vreau să văd dacă este în stare până la sfârșit să se concentreze cum s-a concentrat până acum. Fantastic. 0-30. La capitolul încredere e cert faptul că s-au făcut pași semnificativi. Patrick arată mult mai bine în sensul acesta de încredere în forțele, proprii. El conduce acum 0-30 pe serviciul adversarului. Fără să ne bucurăm de acest eșec al italianului, salutăm însă cele trei mingi de break pe care le are Patrick. Ar fi este o opțiune serioasă, dar ar fi un punct de moral în debut de set secund pentru Ciorcilă să intri în set secund cu break. Vreau să reiterez ideea că
Italianul nu cred că s-a așteptat ca lui Patrick să-i placă acest joc pe contre cu raliuri lungi. A făcut bine față Clujan. Cu siguranță nu s-a așteptat la acest lucru. Formidabil schimb. 30-40. Iată cum reușește 3 mingi consecutive. Din nou sunt semnale greu de perceput de către alții, dar noi, pentru că îi știm pe cei doi, le observăm. Între Ciorcilă și antrenorul Nițescu au fost semne. Semnul lui Nițescu a fost de calm, cred că matur. Acest un îndemn de maturitate din partea amândorul la maturitate. E bine. Avantaj. Vreau să salut acest fapt. E bine că există comunicare între cei doi. Și mai cu seamă când lucrurile și ies bine, pentru că iată acest semn greu de perceput și-a arătat roadele. Îndemnul la calm s-a dovedit a fi... Italianul a încercat să riște și asumă riscuri. Lovește fiecare minge cu toată puterea. Și Patrick face față destul de ușor la... Aici cred că ați avut dreptate când ați făcut remarc și aici, scuze. În sensul în care cu deplasarea înainte are probleme. Bine, a fost și o minge ușor excentrică, a trebuit să schimbe direcția pe parcursul alergării, dar... putea fi intuită, scurtă, a fost destul de evidentă plecată din racheta jucătorului italian. Egalitate. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să și le îmbunătățească. Auci, și un gest extraordinar al italianului, care s-a lăsat lămurit de cuvintele lui Patrick, nu de cele ale arbitrului. Poate rămâne gestul turneului, domnule Hărădă. S-a îndoit de ce a spus arbitru, dar a acceptat explicația lui Ciorcilă. Bună, jucătorii de tenis sunt foarte corecți. Avantaj Ciorcilă, interesant. Mai ales mari campioni. Interesant acest prim game. De la 0-40 italianul a revenit. De fiecare dată Patrick a reușit să exercite o presiune în plus, având avantaj, și acum 3 ore când are avantaj. Să vedem cât îl țin nervii pe italian, care a avut o ușoară descătușoare. Extraordinar punct. Game pentru Ciorcilă. Am observat o chestiune, vreau doar să vă consult cu dumneavoastră sau să explicați. Când e sub presiune, Patrick lovește un forehand oarecum în urcare, un fel de topspin, urmat imediat de un cross de rever. E o lovitură care vă spune că e exersată la antrenament? Am văzut-o de 4-5 ori. Deci forehand în urcare, urmat de accelerare pe... Să știți că nu văd, din punctul acesta de vedere, nu văd lucruri foarte bine formate la Patrick. Văd că joacă oarecum unde e terenul liber
Și pentru că are o asemenea viteză și o asemenea forță în lovitură, el conduce jocul. Dar aș fi foarte curios să știu cum își construiește punctul, pentru că un mare campion își construiește punctul în funcție de procentaj, face totul, încearcă să conducă jocul și nu pot să vă răspund la întrebarea care mi-ați pus-o. Văd că nu are nicio dificultate care în față un stângaci, pentru că atunci când lovești mingea cum o lovește Patrick așa de puternic și conduci jocul, aproape că poți să faci jocul cu foarte puțină tactică. Dar oricum un simț al spațiilor libere e evident faptul că îl are, pentru că observăm că exploatează locurile libere din teren. Aici da, aici aveți dreptate. 0-15. Out mare. 15 egal, am auzit și un bravo venit de pe margine din partea antrenorului. Nici aici nu înțeleg de ce, Patrick, m-ați întrebat mingea aceea înaltă, de ce ridică mingea și nu încearcă să lovească și să facă criză de timp. Out, de data aceasta e. Patrick are încredere, nu verifică, o fi simțit că a lovit lung, 15-30. Egal acum. A scăpat Patrick de o presiune suplimentară. N-a prea apăsat pe serviciu, dar a greșit Italia. Da, eu îl înțeleg pe italian, îi înțeleg greșelile. Nu știe cum să joace exact. De fiecare dată Patrick a găsit soluțiile ca să contracareze orice atac pe care a încercat să-l construiască italianul. Punct important pentru Patrick, da. 40-30. Italianul disperat, pentru că efectiv a încercat absolut totul. I-a schimbat și ritmul, a încercat și încearcă totul, dar nu poate nici cum să controleze jocul. Fizic, cum vi se pare, Patrick, îl văd nu acuzând probleme respiratorii, dar încercând să-și regleze respirația, raliurile acestea, totuși cred că își pun amprenta. E un jucător de 17 ani, totuși. Nu are o problemă din punctul acesta de vedere. Nu văd să aibă o problemă din punctul acesta de vedere. A fost out. Și un game făcut cu muncă, multă trudă. 2-0. Cine conduce? 2-0. Haideți să vă spun cum arăta meciurile din sferturi. Olaso, favoritul 1, cu Chazal, francezul care a făcut finală la precedentul Futures. Blecea, un ceh, versus Dubarenko, care înțeleg că e un jucător pe care l-ați urmărit. Și Sanduro își așteaptă adversarul spaniol. E Hermida Sanduro, acest jucător spaniol, care își așteaptă adversarul dintre Apostol și Machado. Ne întoarcem la joc, de data aceasta cu serviciul italianului Fortuna. Formidabil. A apăsat pe această minge. Cât efort face italianul ca să lovească cu putere mingea și cât de ușor echilibrează jocul Patrick și accelerează după aceea cu mingi câștigătoare. Thank you.
witness. Primul moment de descumpănire evident al italianului. Fără reacție. E pentru prima oară când văd acest gest din partea italianului. Semi-abandon. 0-3-10. Și deja trag cu ochii spre următorul meci al lui Patrick. Nu, un meci se joacă până la sfârșit. Și nu, mai ales un nu vreau să dau un pronostic, bineînțeles, mă uitam doar că e un jucător de loc 900, posibilul adversar al lui Patrick asupra acestui amănunt, vreau să mă... Nu, Patrick e un jucător tânăr și na, încă e în formare, dar a jucat foarte bine și... 40. Are toate șansele să continue în felul acesta, să se concentreze. 15-40, acum îi rămân două șanse de break lui Churchill. Formidabil, din nou, formidabil. Vă să zic că cred că am avut 8-9-10 mii speciale. 3-0 așadar pentru Ciorcila. El și-a judecat și primul set, 6-2, iar acum conduce cu 3-0. Claudio Fortuna, un jucător în vârstă de 23 de ani, jucător, vă spuneam, aflat pe locul 631 ATP, Ciorcila 771. O bună șansă pentru Ciorcila ca în fața spectatorilor proprii, a familiei, pentru care are mulți suporteri aici, să facă o figură frumoasă, să ajungă dincolo de turul secund, în sferturile de finală ale unui turneu futures de $15.000. O completare sau o adăugire.